Hei, sunt aici cu un fost numele la Dirty Bomb, un FPS produs de Splash Damage și publicat de Norton, Nexon, America, nici să cum pronunțez, Norton, nu știu. Jocul ia propriu 2015, se bază pe acești mercenari, caractere, ca în Team Fortress 2, în care ai o groază de caractere cu diferite abilități, de la smoke, invizibilitate, minigun, depinde ce tu. Îți faci squad-ul cu cei caractere vrei tu, pe lângă squad mai luat tu pe care se legăsi personal și poți să faci trade, trade in, trade out, celetat, mercenarul 3D, dacă vrei să vezi ce are, ce n-are, dacă vrei să pui niște iteme anume, dacă vrei să dai la profil, să vezi pe ce mercenar am jucat eu mai des, mai puțin, mai rar, mi-au rămas serverele din beta sau când am jucat ultima oară, jocul nu mai țin de sincer. Oricum, știu că am jucat pe undeva pe la începutul 2016 și am zis, ok, stai, am uitat să fac first look, that's it. Acum jocul a apărut în 2015, în vară al 2015, iunie, open beta și l-a lansat cam ceva din toamna al 2015, deci nu prea știu dacă l-a lansat oficial sau nu, dar... Acum, ai o grăză de mercenari care poți să alegi, gen, poți să zicem că vreau să dau pe Phantom și vreau să dau full profile și poți să văd armura, viața, loadout cards care le are, și cam atât, adică poți să dau la fiecare să văd loadout cards, am vreun loc și vreun loadout mai și pe care? Nope, aparent. După cum ați văzut, sunt o groază de mercenari, adică toată lista se zicea cu bunglețe și chestii sunt... mercenari, dar nu mai am niciuna, fuck it! Why the fuck do I don't... Ok, n-am niciuna. Ok, am înțeles. Vasili. Și pot să schimb loadout-ul de aici, să zicem că dau și vreau să o pun pe... Ce dracu ești tu, nu știu, îl punem pe ăsta, că mi se pare mai important. Ia, pe ăsta. Așa, și Phantom și asta ce era, era tot healer. Și zice că în loc să punem pe ăla cu Fragnel, punem pe tipa asta. Asta are shotgun, deci cred că ar trebui să merg. Avem un tipul cu shotgun, unul cu pistol tot shotgun și unul cu sabia. Da, nu merge. Asta căutăm ceva cu mitralier. Fragnel, yeah. I don't know. Asta merge, poate are un fragment și poate merge, uite asta. Hai să rămânem cu asta clasică. Ok. Probabil vă întrebați care e faza asta cu timpuletul sau ce zice, merg în free rotation pe scurt, adică ăștia trei merg, poți să-i încerci gratis, nu i-am cumpărat sau se vede dacă i-am cumpărat sau ceva, știi? Poți să-i reduci de 30% azi, când fac eu videoclipul, deci dacă vreți să dați unii sunt mai ieftin 21.000, alții 35.000, banii faci destul de ușor, dacă vrei să joci cu prietenii sau nu poți, easy, setările, ai o groază de setări dacă vrei să le faci de la spectator video, limba, alalala. Și cam atât, ăla e vatorul meu de pe sim. Aveți server browser, putem să jucăm tutorialul sau private match în alfa. Nu cred că vreți să încercați server browser pentru că o să stați ceva să găsiți o cameră. Oricum, dacă vreți vreodată să caut, să găsiți mai la un server, you can do it, for fun. Yeah. Ce interesant la... Quick, e că poți să dai obiectiv, execution sau stopwatch dacă ai nivel 5. Eu n-am nivel 5, îmi pare rău. Hai să jucăm un pic de, cum se numește, execution, celălalt mod. Pentru că n-am level 5 și nu pot să vorne. Aici obiectivul în care trebuie să te duci să distrugi treptat sau să aperi, depinde cum spică. Dacă spică să aperi, de obicei e bine, depinde de dacă știe să dea revive sau nu. Dacă sunt mulți începători, cam asta e principală problemă. Dacă ești pe atac, de obicei e ușor, dacă echipa ta știe să... împuște sau ce faci. Ok, aparent am nivel 4, ne-a băgat cu ăștia nivel 10-26. Dude, for fuck's sake, are nivel... Cred că orice zic nu va schimba nimic, nu? Hai să mergem cu tipa asta, sau asta. Nu, o să ce l-am deja. Asta era parcă ceva cu tine. Sau asta era sniper? Nu, se gătureta. Mergem cu proxy. Dăm lock-in și aparent vom fi eu împotriva la 1 de 26. Oh, da! Îl avem și pe Rambo cu regina Marii Britanii sau cele... market. Trebuie să partăm un C4, să-i spădeze sau să ucidem toată echipa lor. 7 vs 7, easy peasy. Suntem vreo 7 vs 6, ceea ce nu e corect, dar au 1 de 26, ceea ce cred. Dați-vă la... Ping-ul meu, nu pot să-mi-l văd? What? Just like shoot turkeys, quite heavily armed turkeys, but I think the analogy still stands. Cred că am intrat fix când se termina runda sau ceva de genul ăsta. Și nu mi s-a salvat nici mercenarul. Ok. Eu mă gândeam prima oară că tipul ăla fi hacker sau ceva, like what the fuck. Vreau să merg spre aia eu. Adică
Sper să mergi prea. Nu plătesc C4. Dar nu cred că m-a luat și... m-a luat Dorin. What the fuck? Îmi plantești C4, mai e problema mea. Plant C4 charge. Cred că depinde și care are C4. 3, 1. Aaaa. Ok, deci... ar trebui să ne grăbim rând asta și să mergem doar 1 câte 1. Mai sunt doar 2 din echipa noastră, 2 din echipa lor. Și apărând cam așa e match-ul, e un fel de rundă pe survival care durează foarte puțin. A văzut ceva, ok. Să tragă de timp. Ok, aia a fost total pe lângă. L-a luat. Nu prea mai au timp băieții, aia e problema lor principală. Sorry. Oh shit, s-a pus bine sus. Oh, ce explozie mare, ce bine joacă tipul ăsta zona. Ok, a greșit, m-am crezut că de-aia cu response sau ceva de genul ăsta și trebuie să pui ce pentru neapărat și... mă neacă până mare tot echipa sau pă? Vina mea, nu știu la ce mă gândeam. Mergem pe doctor? Adică mi se pare ok, doctor, nu dată, eu la tehnic, ne atacăm ok. Care are, de unde știu care are C4? Ah, tipul care are iconița deasupra, oh shit. Okay. Oh shit. M-a luat de jos, fuck! Oh, de pe clădirea cealaltă? Oh, nici nu știam că trage de acolo. Nu poate să trag... Oh, shit, shit. Ok. Cum m-a luat? Ok, deci e foarte OP chestia asta. For fuck's sake. A tras prin perete glonțul ăla. Așa zice jocul. What the fuck? Oh, urăs de lei hituri. Asta înseamnă să am ping-ul eu mare, sau să fie lag, nu știu, am ping-ul 40 de aici, trebuie să fie ok. Urăs că am murit, îmi pare rău. Nu era tipul asta cu bomba sau cineva? Au pus-o deja. Sunt teoretic... vreau să zic 3 la 3, dar acum sunt 3 la 2. Și fix atunci au ce să fac, hot de tipul să joacă foarte bine, tipa. Tropia aur, adică, da, depinde și ce la dau tai. Ai l-au observat-o, aparent? Oh, drăiți! Mi-a dat atacă. Ok, best merg, Zana. A, 3 runde din 12. Oh, fuck it! Uite unde avem, man. All clear. Pe voi aveți tot ce vă trebuie dacă vreți să stau într-o sau chestii, ce nu o stau să dați. Avem și noi toți. Vreau să avem... avem doctor? Doi doctor, parcă? Da. Ne trebuie mai mult sau ce vă zice? Shit! Iar să mă domnul campării? Shit-o? Oh, mersi. Ok, aia a fost rape.
Muniție. Ok. Trebuie să fac și eu ceva important, cred. Muniție, 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 muniție. Ok, deci e unul împotriva la 4-5, de care și eu. Ok, shit, I'm good. I'm good. Ok, ok. Sunt în echipa câștigătoare, aparent. Best merg, trope. Fuck you, trope. Așa, hit de mine, am uitat. Hai să mergem cu doctorelul. Aparent face și el ceva important decât mecanic și poate n-avem destul. Doi doctori, nu. B, rush B. B. Rush B. Mă, ce mă joc astea? Depă. Mă uit la care nu merge că sunt idiot, dar... E unul sus! Uite, ok. Ok, nu e bine, nu stăm bine. Nu am nevoie de viață un pic. Oh shit, m-a luat pe mine, ok. Ok, tatuze. Oh shit, de unde? Mai sunt doar 3, drop pe zona. What the fuck is that guy? Fuck. Nu știam că pierd brunda dacă dă defuse sau ceva la bombă sau dacă a pus-o. Nu știam că a pus-o. Bine mea. Nu trebuia să zic chiar așa. Am crezut că sunt pe chat-ul de... cum se numește în echipă? Vină mea. Na. I was like, oh shit. What have I done? Stai cu mașina în chat. Sper să nu fac asta, că joc cu alții. Shit. Ia. Nu cred că nu arăta ce m-a ucis. Nu cred că sunt prea bun la obiectiv sau jocul ăsta în sine, dar e fun, e drăguț, doar că trebuie să joci cu persoane care chiar știu ceva și asta știu ceva. De ce nu revie? A, nu, e sniper, ok. Zona? What the fuck, that's a nice, Hawaii, cred că. Nu mai hopă la B. Asta mă duc să-i cam fel de clasic ce sens, sau ia, it's nice, place revolver. Oi, i-a dat una, hai Dimitri. Miss. What? What? Cum l-a luat? I-a dat un headshot. Hex, Ez, report. Nu, aia se numește Pink, și server în așa. Sau nu, ok, nu știu, s-ar putea să aibă un hit, feed sau ceva, dar cred că mă duc. Best merc, non-survivor, are nivel 26, dar nu era în echipa inamică? Prepare to switch sides, ok. Așa cum trebuie să facem defense. Yeah. Da, adevărul că tipul zice de zic că l-a luat în cap când nu. What did I do? E ce de din. I don't know. Help
Nu mai multe. Fuck. Nu vedem nu ce-mi pui. Nu știu ce e pentru mine. Bă, noi apărăm. Au, oare la B o problemă? Nu trebuie greu. Nu trebuie să îngășim și ceva. Mai dăm eu, mai dăm eu, mai dăm eu, mai deci erau doar aia doi acolo. Nice. Best merg, Zana. When you die, doesn't mean that the one who killed you hacked. Blame the pink or blame the server or something like that. Nu știu, nu știu ce să zic. Nu știu dacă să câștigi, probabil la un 7 vs 7. Nu, nu știu de ce am mers cu asta de atac, am zis că doar vreau să schimb. Shit. Am tras în el un pic. Aparent aici cred că contează headshot-ul. Mai mult decât credeam. Cred că s-ar putea să se ducă la A niște tipi, zic și eu. Zic și eu. Fuck! Fuck! Oh shit! Sunt trei acolo! Fuck! Hai, hai Vladimir, hai Vladimir! Oh shit! Hai Vladimir, hai Vladimir, hai trage Vladimir! Ok, ok, aparent echipa noastră duce herpai, hai herpai, hai herpai! Ăla așa de revive! Sunt doi împotriva la 1. Vladimir ăla de ce trage în semiga, nu te și ajută! Nu, e pierdut runda aparent, Vladipoi. Ok. Ok. Încă, dacă-l iam... Oh my god, dacă-l lua pe ăsta câștigam runda. I'm on your team? Cum era? Asta era pentru echipă? Swears. What the fuck? Ce-a fost curajul ăsta? În spate. Thanks you, dude. Oh shit, m-a luat. M-a luat explozibilul. Ne-a luat explozibilul pe toți. Shit. Nu mai e niciun healer în viață, suntem morți. Nice. Negut. Mi-am făcut treaba, măcar, sau mi-am făcut treaba. Ok, e destul de practic la execution, pentru că playerii parcă sunt mai serioși aici și parcă e mai ok echipa, nu știu. Grip team. Mai avem nevoie de victorie și am câștigat, nu? Shit, I have some. We could still die. Tai, tai. Sunt 8 din 12 runde, parcă, parcă, câte runde trebuie să fie? 12, 12, 9, 9, 10, încă vreo 4 runde, fuck it. Deci asta e nou. Fa! Am vrut să-l iau neapărat pe ăla cu bomba. Ah.
Da. What did that hate? Eu cred că mi-arată cum ucis tipul ăla sau ceva de genul, dacă vreau să văd oricând. What? What the fuck do here, girl? Ok, one, am câștigat, am terminat. Prima a fost pierdută, după aia câștig, câștig, pierdut, câștig, câștig, pierdut, câștig, câștig. X pe boss din la timp. Ok, la asta... Continue a single possible enemy. Ok, shot, 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 ok. Return to main menu. Yes. Ok, îmi pare rău dacă am lungit videoclipul și poate n-ar fi trebuit, dar am să vedeți ambele moduri, am să vedeți ce face chestia asta. Nu știu, să sperăm, n-am citit decât e 7% șansa să pice, nu știu ce. Tu-tu-tu-tu-tu, am văzut ceva galben, uf, de ce se mișcă așa? Nașpa. Wow. Ok, deci l-am primit pe tipul ăsta care n-am jucat în viața mea și habar n-am cu ce e, dar poți să dai niște chestii anume și na, nici mi cred că acum că dacă dau la loadout și îl caut sau ceva de genul ăsta, știu că îl găsesc undeva pe aici sau nu știu pe unde era, 21 din 22 și uite cum pentru Sparks avem card asta, uitați, care puteam să o pun aici și îmi dădea ceva, na, enemy friendly, dacă vreau să văd cum este skin-ul, toate chestiile. Deci aveți o grămadă de chestii care puteți să le faceți la joc. Pay to win, buy to play nu e, pentru că nu puteți să cumpărați prea multe. Adică, da, nu prea știu ce puteți să luați, gen, ca să văd în joc, decât skin-uri, loadout-uri, boostere și that's all. Steam DLC și... atâta. Adică altceva nu prea mai aveți. Nu e pay to win, e ok, e super jocul, îl recomand pentru toată lumea. Îmi pare rău că am fost nașpa că am lungit videoclipul. Altceva ce aș mai putea spune e că... Nu știu, s-a dus reducerea, oh fuck. Ok, that was fast. pe data viitoare. Salut!